mai bat în trei. Mai dau cu capul așa. Sunteți aici câțiva care nu mă găsiți locul, te dați cu capul așa. Diavolul vrea să dezbine biserica asta, să o rumpă la bunile. Cradul face, cum se vede tot asta, mă. Vegheați și liniștiți-vă, ca nu cumva Dumnezeu să se judece cu copiii voștri și cu familia voastră din cauza lucrării care nu o faceți după voia Domnului. Pentru că dacă rumpi o turmă de oi în două, nu mai au pace nici acelea, nici acelea. Regani, ore, pari, toți nu aplaudiți. La gunile, Clodova, Gemelui, toți nu aplaudiți. De aceea, Domnul, să vă binecuvinteze, să vă găsiți locul fiecare. Să vă găsiți locul, pentru că între oi avem o oaie și nu stătea nici într-o acelea multe și am băgat-o între sterpe. Nu stați nici acolo, am băgat-o între ei, am pierdut-o. Am luat-o și am băgat-o în livadă și într-o zi o ieșit din livadă și lupul a mâncat-o și a rămas numai coada. Așa se întâmplă și cu voi care nu vă găsiți loc cu nicăria. De aici vă duceți dincolo, 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 nu vă place de păstor, dincolo de conducător, dincolo de cel ce cântă și până la urmă să alege praful. Tata, să ne dăie putere, să ne ajute, să ne dăie birniță. Roagă-te mult, frate, că stă o operație în dreptul tău, eligobeja balutul zgridonat, ca Dumnezeu să pună o barieră, să nu treci pe aici, să te păzească și să te apere, să te meniozele balutos în aprudista. În Genesa, chiar la începutul cuvântului, spune că Dumnezeu va judeca omenirea după cuvânt. Nu după planul cuiva, nu după placul cuiva și după cuvânt. În Matei 3 cu versetul 6 spune și mărturisându-și păcatele erau botezați în apă spre pocăință. Dacă sunteți aici, suflete și sunteți care nu cunoașteți pe Dumnezeu, citiți și căutați să împliniți ce este scris. Și mai este un verset care aduce o trezire mare, toată Biblia este pentru trezire. Dar în Habacuc acolo spune, m-am dus la locul meu de strajă. Care-i locul tău de strajă? Să judeci, să disprețuiesc, să lovești? Sau să te rogi și să aștept ce va vorbi Dumnezeu? Aleluia! La cupere pe mine, toți n-a prudit în gradul meu. Elica n-a obișnuit, toți n-a prudit, dar n-a mea. Am trăit în lumea asta 36 de ani și n-am cunoscut pe Dumnezeu. Avem visuri multe, că trebuie să mă îmbrăc militar, să plec în armata Domnului. Și spuneam că sunt pierdut cei cu asta. Iar mă culcam, iar visam. Lucram în pădure și am încărcat pe coce, că eram de meserie, de neamâs, din Maramureș. Îmi plăcea să muncesc mult, dar toată munca mea o făcea diavolul praf, că dacă nu cunoști pe Dumnezeu, munca ta nu-i binecuvântată. Și-o îngădui Dumnezeu într-o zi pe o pantă mare s-o rubrut de la cai și-o trecut cai cu lemne, cu 4-5 tone, 6 de lemne peste mine. M-a rupicat, m-a întors pișorița după cap, m-a rămas perea și carnea pe acolo pe drum. M-a luat niște oameni în pătură, m-a zis la spital, am stat la reanimale 3 zile. Dumnezeu m-a trezit și m-a vindecat, m-a adus acasă. Când m-am trezit de acolo de la reanimale, am zis, dacă ești și ești Dumnezeu, și mă vinde și mă pocăiesc. Parcă câștigă ceva Dumnezeu că te pocăiești tu sau eu. Dar ăsta suntem noi, n-avem ce face. Dumnezeu m-a auzit, m-a vindecat, mi-a prelungit viața. Am venit acasă, nu m-am pocăit. N-a trecut 3-4 luni, am picat de pe coce, ne-a rupt splina. Am venit din pădure cu splina ruptă, m-am dus la spital. Eram într-o strâmtoare mare, n-avem bani. Auzăm că costă 1000 de mărci, cum era operația, n-avem nimic. Stam pe pat, așteptam, nu cunoșteam nici pe Dumnezeu. Acolo la spital era un medic pocăit, pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt. Și-a zis Dumnezeu, du-te și ia omul acela din pe pat și operează-l, că am de lucru cu el. O venit și m-a luat și m-a dus și m-a operat și vine la mine în salon de 3-4 ori pe zi. Oamenii de acolo din salon spune, câți bani ai dat tu la doctor?
N-am dat nimic dapoi, am dat atâția bani și nu vine în fiecare zi. Aleluia. El știe că era trimis. Aleluia. De Împăratul Slavei. Glicanul deja m-am întors. Am venit acasă și nu m-am pocăit. M-am dus la o vecin și ajung să dai o placă de beton din pe casă. S-au rupt părinții de pe fundație cu tot o pica peste noi. Pe unul de 22 de ani l-a omorât, mi-a mocripat capul așa de aici până aici. A rămas surd. Nu m-am pocăit. S-a bolnăvit soția la 29 de ani de cancer. Ce frate îmi spunea să mă duc la Cluj, să mă duc la Timișoara, că este un medic. Dar nu îmi spunea, hai la noi, la o rugăciune, că noi avem un medic suprem. Recomere, aleluia! Care poate mitica. Aleluia! Și nu te costă nimic. Ce credință avem noi? Cui slujim noi când nu suntem în stare să facem descoperit pe Mântuitorul lumii? Aleluia! Am dus soția la Timișoara, când m-am întors de la ea pe tren, am stat așa și am adormit. Un înger al lui Dumnezeu s-a coborât în tren și a zis, Nelule, pocăiește-te! Iată și triul care intri peste mâna mea ornând de haine albe. A spus că mi-am pierdut mintea. Ce să fie cu mine? Ce-i cu lucrarea asta care nu o cunosc? Am venit acasă. A doua zi m-am dus la soție la spital și am spus, eu mă pocăiesc. Eram un om foarte rău. Un hoț cu o diplomă de la mare mare, de la diavolul mare și un pătăuș de acela. Eram stăpânit de toate puterile iadului. Tot ce-mi puneam rău în plan, făceam. Dar într-o zi m-a oprit Mântuitorul. Aleluia! Încercam să ajung la o biserică pentecostală, dar nu avem putere, pentru că legiuni de duhuri care erau peste mine mă ținea în închisoarea diavolului ca să nu pot ieși de acolo. Aleluia! Și într-o zi am plecat plângând să ajung la biserică. Aleluia! Am intrat în biserică și am picat acolo la ușă și am plâns două ore. Frații s-au uitat și râdea de mine, dar eu nu m-am dus să mă întâlnesc cu ei. Pe ei îi cunoșteam. Eu m-am săturat de ce era în lume și m-am dus să mă întâlnesc cu Iisus Hristos. Am zis câte ei să facem o rugăciune. Că am soția în spital și are cancer trecut de gradul 3. Și ei au spus către mine, noi n-avem plan să te botezăm, că ești un om rău, periculos și nu vrem să ne facem de lucru cu tine. Dar am spus, Dumnezeu va rândui toate lucrurile, dacă va vrea să mă scoată din lumea asta și să mă ajute. Am făcut o rugăciune și am făcut ungerea pe un șervețel și am dus-o la el la spital, mă mărturisesc. Am mare experiență cu Dumnezeu. Să nu credeți că dacă am costum pe mine și cravată, am pe Dumnezeu. La bunile, cradă bani de copii de mele, la bunii, la Duna. Și m-a rugat pentru femeie. Și de la coloana vertebrală a picat ca 3 kg de cancer de carne putredă jos când m-a rugat. Și-a zis doctorul, v-ați rugat unde m-a pocăit, ceva s-a întâmplat că altfel nu se poate. Ceva s-a întâmplat, asta e o minune dumnezeiască. Stamaniu de velitos n-a prudit. Am venit acasă, Dumnezeu vindecat-o. Am încheiat legământ cu Dumnezeu, dar ea s-a lăsat de pocăință, așa cum se întâmplă de multe ori. O luat-o pe calea largă, s-a apucat din nou de aventuri, s-a întors boala peste ea și la 29 de ani a plecat în țărâna pământului. A rămas cu două fete, una de 7 ani și una de 6 ani, dar mai mare lucru că a rămas cu Iisus Hristos. Gemeniu din gradă, Marafane, o reverentă o stavrana, care este mântuitorul lumii.
Fraților nostru comunist, soția, Bogdan Iopare, mulți din cauza lucrării și a descoperirilor care le făcea Dumnezeu pe mine. Dar Dumnezeu nu m-a dat deoparte, nu m-a părăsit la bunile cale, așa de toți gândit una. Și m-a ridicat treaptă cu treaptă și mi-a purtat de grijă. M-a ajutat, m-a binecuvântat, m-a binecat și mi-a prelungit viața. Și pe mine m-a trebuit toți la prudiții ta vreana. Și pe mine au întors mulți oameni pe pământ, pentru că ori pe unde trec, arunc unghița să prind un pește, să lucrezi pentru Domnul, să faci ceva pentru Iisus Hristos. Elica nu mi-e ceva lântos, dar prudiți-mi-a donat. Ce faci tu pentru Dumnezeu în fiecare zi? Ce-ai făcut tu pentru Dumnezeu anul trecut? Pune-te pe un cântar și șamane o recomandare în toată brana. Să vezi de care parte trage cântarul. Și pentru cine ai lucrat, șamane o recomandare mele în toată brana. Frații mei și surorile mele, locuiesc undeva în pădure sus, acolo vin la mine zilnic, poate 30-40 de oameni la rugăciune, ortodox, baptiști, pentecostali, tot felul de oameni și Dumnezeu binecat foarte mulți oameni. Aș putea să vă fac sute de mărturisiri despre puterea lui Dumnezeu, despre puterea celui ce-o despărțit în tuneric de lumină. Șemeniorii cradă-vă la lăitos în apurdista mână. Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească. Este un lucru dureros să sfătuiești, să stai deoparte ușor. Dacă treci pe acolo prin foc, este greu. Dacă Dumnezeu m-a ridicat și m-a scos și m-a întărit să pot să biruiesc, am fost slăbit din partea vrășmașului rău. De multe ori mi s-a spus că am dragi, că nu-s de la Dumnezeu, că slujesc altui stăpân, dar eu știu cui slujesc. Șamani ori cobere pe toți slăbiți, eu știu că stăpânul meu, Zmenuri Cradova, este cel care ți-a așezat doi ochii în cap, care nu îngăduiți să stai pe un căruț cu roțile, care te-o binecuvântat să poți muși pe pământul ăsta și să-i slujești lui, stemeniu de nălântos în apodista. De așa, frații mei, vegheați, timpul este scurt, într-o noapte am avut o vedenie că pământul arde cu tot ce este pe el și focul pe pământ era de o jumătate metru. Și mame era arsă pișoarele și ținea copiii în spate de strigătile și jalea care era pe pământ. Oh, stameneu de vreo litos n-a prudis credona. Ericabe răvară toți Golgota, șamani, ora punile Cradova. Poporule, poporule, ia minte și caută să-ți pui viața mântuială cu mine. Pentru că iată așa vorbește Domnul, am să trec prin mijlocul tău, să iau suflete care nu te aștept, să te vedeau de velitos tablanar și să lucrezi cu o iau aspră din pricina păcatului. Amin. Tata, să vă dai putere, să vă ajute, să vă întărească, să vă dai birință. Stăteam într-un sat lângă Beiuș și mereu cu caii pe drum. La marginea drumului era o femeie bătrână, bolnavă, catolică. Zice, Domnul, oprește cu vindecă aici. Aleluia. Am oprit caii, nana, haico, ești bolnavă, da. Vrei să mă rog pentru tine să te vindece Dumnezeu? Aleluia. Da. Acolo în drum m-a rugat pentru ei. O vindecat-o Dumnezeu. S-a dus în biserica catolică și a spus, voi sunteți nebuntăți, prin cioban m-a vindecat Dumnezeu. Rabunile Cradova, jenălitos, n-a prudista nana. Popa catolic, dacă a văzut lucrul ăsta, au pus poliția pe mine. S-a venit în dosarul, în poliția așa, solid, deschid până aici, să mă spari el dacă mai lucru pentru Domnul. Și-o zis câtă mine știi cine sunt eu.
un sol a diavolului ești tu, decât el. Aesta ești tu. Dar zic, tu știi cu cine ai ajuns să stai de vorbă cu mine? Cu Mântuitorul lumii, mă. Aleluia. Nu mă spărea pe mine, că mie nu-mi frică de nimic. Aleluia. Pentru că auzi, ești un fir de păr de cap. Nu cade fără știrea lui. Aleluia. Dacă nu taci cu pocăința ta, duce, îți arăt eu că te scot din sat. Auzi, mă, stai să spun. Două zile mai stai în poliție. A doua zi, tata te dă jos. Aleluia. Să vii la mine să-ți dau numărul de telefon, poate vii cioban. Tă de mamă un jurat. O plecat, a doua zi avea o gazică la Oradea. S-a dus acolo să mai întâlni cu unul, s-a îmbătat, s-a certat. O scos pistolul să-l puște. O venit și l-o dezbrăcat, l-o făcut civilă. M-o blăstăma pocăitul, zice. Feriți-vă că pocăitul când blastăma arde-te. Eu nu te-am blăstămat. Eu ți-am spus că noi avem un stăpân. Aleluia! Recoveritos n-a vrutit stăpân. Elicanoveș a valut toți gridona. Într-o zi, fata cea mică stăte la poartă și popa ortodox trece pe acolo, pe la poartă și zice, câtă fata auzi, spune la tată să lese poarta de știință că la noapte la 12 vin la rugăciune, că mi-e frică de ortodoxa ăștia, că mă dau pară din biserică, dar eu știu că el e omul lui Dumnezeu. La 12 noaptea vine la rugăciune, la bunile cradola de la Tostama. Și când ne punem și ne rugăm, vine o putere mare peste noi, vine puterea Duhului Sfânt, stemenea de la Tostama. Și popa meu când se ridică de pe genunchi, cum să fac, zice, să duc puterea asta la mine în biserică? Aleluia. Că atâția oameni ar veni și atâția bani aș câștiga. Lui nu era de pocăință, lui era de bani, să câștige bani. Și îi spun, fii atent, că ai un accident în timp scurt. L-a lovit trenul pe care a plecat mașina, i-a făcut o praf, el a zburit pe arătură. Zic, după accidentul ăsta, băi, și un boboi după cap și acela e cancer. Și așa s-a întâmplat cu el. Frații mei, surorile mele, am o dragoste față de Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. Aleluia! Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, iubești pașa! Aleluia! Iubești dragostea! Iubești e copii rabarătos, n-a vrutit scura Dumnezeu. Urești cearta! Urești despinarea! Rabaniule mele, tostavana, te smerești și stai acolo pe bancă ca să te ridice Dumnezeu. Stămene, mi-a zis că lui tostavana, frudis, cradana. Am putut să fiu păstor, nu știu peste câte biserici. Nu-mi trebuie funcție. Mi-a dat Dumnezeu un teren în care să lucrez. Recovere mele, tostavana, frudis, cradana. Și toată ziua mă lut să mă duc la pescuit. Recobile mele toți n-am vrutis, dar vă mai fac o mărturisire și vă las ca să vă fac. Aveam doi ciobani cu mine la voi și eu vorbesc foarte mult la telefon în ziua. Mă rog pentru multe suflete. Și oamenii ăștia mere înapoi a mea și tăpășea așa că-s nebun. Dar eu nu mă supăr, pot să-mi spui orice vei, spune. Nu mă întristez. Dar aveam o arbă între oi. Și zic că dă-i prindeți oaia așa o arbă, să mă rog pentru ea să vedeți că o vindecă Dumnezeu. Ericobie să mea lui tu, să mă vrădiți, gradavna. Este viu Duhul Sfânt care vorbește. Aleluia! Când am prins oaia și m-am pus în genunchi, pe loc eu deschis Dumnezeu ochii. Unul sta lângă mine, unul sta cu nasul pe oaie. Bă, zice, n-ai văzut, nu i-o băga ceva în ochi. Nu mă, zice, el n-a făcut nimic, eu am stat cu ochii pe el. Dar au venit o mână albă, mă. Aleluia. Așa e, dar plus între noi, zice. Așa au venit din șeri, zice. Și așa e destui socii. Aleluia. Aici stai Dumnezeu. Mărirea. Și de mine o să avea de tos n-a prudis, gradana. Rabunirii Clodo va avea de tos n-a prudis, gradana. Astă primăvară, am ursoile așa, să fac și eu treaba pentru Domnul. S-am dat brânză la sărașilor bani, vă dau luni de zile. Și într-o zi soția, așa cum de obicei mai cârtesc surorile, ai văzut ce ai făcut nele.
Ai muncit toată vara și n-ai bani. Ești sărac. Suntem mari de noi. Dar am pus ceva acolo sus. Aleluia! Acolo vom pleca într-o zi, femeie. Și cu ce am pus acolo ne vom întâlni. Aleluia! M-am dus în Germania și când am venit în Germania, am adormit pe avion. Eu nu dorm greu, dar am adormit foarte greu. Când m-am trezit, am găsit aici $1,500. Aleluia! O zis Dumnezeu, am venit să-ți plătesc o parte din prânză. Aleluia. Și restul ți-o plătesc săptămâna viitoare. Aleluia. Când a văzut soția, mai dă, neule, dacă mai trebuie să dai undeva, mai dă. Șamaniu Recaniu Rabultus, credona. Frații mei, din tot ce m-a binecuvântat Dumnezeu, pașeți partea Domnului. Aleluia! Dați partea Domnului. Aleluia. Dacă v-aș întreba câți o bani ați căutat voi anul trecut, la cât sărași ați fost, câte să le-ați postit pentru conducerea bisericii din locul acesta, sunteți corigenți. Suntem buni de judecat pe cei prin care ne spătuiește Dumnezeu, de robit și de invinuit, dar de nerugat pentru ei, Tată, păzăște-i de lecomie, ajută-i să fie drept în fața Ta, ocrotește-i de boală, lucrează în familie lor, lasă pașe, dă-le biruință ca să ne vestească adevărul. Eu vă încredințez în mâna Domnului Iisus Hristos și vă spun că dragostea lui Dumnezeu atâta este de mare încât nici unul nu o cunoaște. Și vă mai spun un lucru, nu vreau să pun mâna pe voi, sunteți suflete aici cu păcate grele, mărturisiți-vă elicanou bejevelitos na prudistanana. Sunteți suflete care n-ați luat cina de multă vreme. Sunteți suflete care luați cina și nu faceți spălare a fișorilor, la bune din Crotova. Elica nobe jamaltos na prudistavrana. Căutați să împliniți tot ce este scris. Amin. Vrem să aducem bolnavi înaintea Domnului Iisus, cauzele care sunt. Vrem să le aducem, să ne rugăm pentru ele. Dacă sunt cauze, am vrea să aducem această